domnule secretar de stat, vă aflați în Cladovo, în Valea Timocului, într-o vizită mai lungă, înțeleg că astăzi este prima zi. Care au fost, să spunem, rezultatele acestei prime zile și cum ați găsit la fața locului aceste proiectele pe care dumneavoastră le-ați finanțat? Cred că este prematur să discutăm despre rezultatele unei vizite. Această evaluare va fi, evaluarea vizitei practic va fi realizată la finalizarea ei. Am vizitat Centrul Cultural din Cladovo. E un proiect sprijinit de departament, un proiect foarte frumos, care am înțeles de la atât de la mediul asociativ din această zonă, că a rezolvat multe din problemele invocate de către români de aici și a fost primit cu o deschidere foarte mare. Ce urmează în zilele următoare? Unde veți mai merge? Avem un program foarte bine stabilit. Chiar în această seară vom merge la Negotin. Vom vizita mai multe proiecte susținute de departament și în zilele următoare vom ajunge și la Vârșeț și în zona de nord.